Ei l-au apucat și i-au scos ochii. L-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. În bucurie inimilor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeu, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeu, dă-mi putere numai de data aceasta. Aș vrea să vă spun în această seară că Domnul face eliberări. Amin, aleluia! Samson a făcut o alegere greșită și aici sunt oameni care au făcut alegeri greșite. Dar e seara când se comandă de la înălțime să ieșim în temniță afară. În temniță e locul celor întemnițați care își merită pedeapsa. Dar au venit o vreme pentru Samson și au zis, scoateți-l afară, ca să ne desfăteze inima, să râde în ea. Ăsta e diavolul. Te duce și apoi să râde de tine. Dar o ultimă rugăciune, care n-a mai fost alta, știți ce a zis Samson? Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta. Amin. Este cineva aici care în seara asta are nevoie de data aceasta de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a promis că în seara asta va lucra. E cuvântul Lui, ne bazăm pe promisiunile Lui. Și aș vrea să spun biserică de la Bethesda, Dumnezeul vostru e viu. Dumnezeul vostru la care vă rugați e prezent aici. Să nu dăm satisfacție diavolului. Să ne țină legați în temniță. Că noi nu suntem robi diavolului. Noi suntem fii de împărat. Liberi pentru Hristos. Aleluia. Chiar și atunci, când Samson și-a deschis inima și nu a fost întru totul inima predată Domnului, Dumnezeu la urmă a ascultat rugăciunea. Și vreau să rostim această rugăciune cu toții. Haideți, repetați după mine, dacă vreți, frații mei, rugăciunea care a zis-o Samson. Pentru că nu-i ușor să ajungi în temniță. Nu-i ușor să fii legat cu lanțuri de aramă. Nu-i ușor să fii de bagiocoră tuturor. În seara asta e prezent Domnul al Dumnezeu. Și haideți să rostiți după mine. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeu, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte de mine. Te rog Dumnezeule. Te rog Dumnezeule. Dă-mi putere. Dă-mi putere. Numai de data aceasta. Numai de data. A fost ultima rugăciune care Samson a făcut-o. Și s-a rugat lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a deschis stânca și a pus apă. Dumnezeul care e prezent aici, vrea să spun, are în mod deosebit să facă eliberări. Că e Dumnezeul care dă eliberare. Sana, sana, sana. Am venit din Arad și nu o să vin să vă spun povești. Vă spun lucrările Domnului. Mă numesc Adi Mihuța, vin din Arad, din biserica din Michelaca. Vă puteți interesa de mine. Am plecat la cuvântul Domnului, din biserică mare de 600 de oameni, fiind acolo în slujbă la Michelaca, am plecat lângă Arad, la 15 km, într-o biserică. Și când am ajuns acolo, în biserica aceea, o biserică micuță, de sat, de pământ, într-una din seri, intru un bătrân în adunare. Când l-am văzut, noi fiind acolo vreo 10 persoane, când l-am văzut pe bătrânul ăsta așa cărunt, de-abia venea la adunare, eu ca să fiu ospitalier, m-am dus direct la el și am zis, frate Miron, îți șade bine cu noi. Îți vezi de treaba ta. Zic, treaba mea e asta, să-ți spun că Domnul te iubește. Era un om peste 70 de ani.
Și nu a vrut să stea de vorbă cu mine. M-a lăsat deoparte. Dar ce s-a întâmplat în noaptea aceea? A doua zi m-a chemat și mi-a povestit și a zis, în noaptea asta, a venit un bărbat la mine, un bărbat frumos, înalt, și s-a pus acolo pe fotoliu și a zis, Miron, de ce nu vrei să te întorci la mine? Omul ăsta și-a tăiat venele și nu a murit. Omul ăsta s-a spânzurat și s-a rupt ștreangul și nu a murit. Omul ăsta s-a urcat pe casă și s-a aruncat în cap și nu a murit. Și am zis, Dumnezeu, mai avea șanse. În temniță, diavolul își bate joc de tine. Omul ăsta a zis, dacă nici diavolul nu m-a putut înfrânge, înseamnă că există Dumnezeu. Și într-una din seri, Duhul Sfânt a vorbit și a zis, bărbatule, apucă-te de funea care ți s-a coborât ca să fii eliberat. O chemat a doua zi. Acum eram prieteni. Și a zis, vreau să mă botez, că eu mor. Și am zis, omule bun, categoric te botezăm, dar vreau să spun că nu mor. Că tu trebuie să fii o mărturie în comuna asta. El era epitrop la biserică. Era cu bani, cu lumânările, cu popa. Avem treabă cu treburile astea. Dar el era un om acolo. Și i-am spus, omule, n-ai cum să mori, pentru că tu trebuie să te mărturie aici. Dar să știi că noi te botezăm. Dar cât de repede, duminica asta. Și am zis, mai amânăm, hai de la biserică. Omul venea regulat la biserică. Într-una din zile, când era perioada asta lui de pocăință, vine o băbuță. Vine o băbuță și o văd tată plânsă și mă duc la ea și zic, da, s-a întâmplat ceva. Și-a zis, omule, azi noapte a venit la mine ca o navă spațială, s-a coborât aici în, în camera mea și s-au coborât trei bărbați și-a zis, Magdalena, du-te la biserica pentecostală, caută pe Adi și spune să te boteze. M-am uitat la ea, m-am uitat la bătrânul ăsta, aveam o lună de zile de când am preluat biserica, dar ca să știți că Dumnezeu tot ce vorbește împlinește, El îți dă și speranță de lucrare. Îți dă așa un impul. Și să știți, am botezat pe amândoi și bătrânul ăsta a avut mari probleme. Au venit prietenii lui și au zis că prea mă, ai nebunit de cap. Te-au prostit pocăiță ăștia să te duci la ei. Și au zis că trei, că nu era un om așa de minte ușoară, era un om cu minte bună. O zis, mă, dacă am fost cu voi la birt, iarna, și m-ați prins de brăcinar, și zice brăcinarul, dă curau așa de pe tron, și m-ați tras cu șelile gol pe neau ca posanie. A fost cu minte sau bălând? Mă, când am fost cu voi și ne-am bătut și eu am rămas în șanț acolo și povestea omul în cazurile lui. Am fost cu minte sau bălând? Și-au plecat oamenii și omul ăsta l-a primit pe Domnul pe ultima sută. Și Domnul mi-a dat așa un imbol pentru lucrare, pentru că vreau să știți, am plecat într-o biserică mare, într-o biserică mică. Într-una din seri, Duhul Sfânt a vorbit și a zis, bărbatule, apucă-te și zidește o biserică. Și m-am uitat la 10 oameni și am zis, facem o colectă, nu? Bani. Cu ce vă de biserică? Cu povești? Și am făcut colecta, am luat săculețe, am dat și stătea la urmă, au venit banii înapoi. Și când am luat săculețe aia cu bani, când m-am uitat, erau 8 lei. Oblet, 1 euro și jumătate. Am uitat rota după, am văzut că am scăpat banii pe aici pe jos. Vorbiți omul să facem biserică, cu 8 lei. Și vreau să vă întăresc, frații. Duhul Sfânt nu greșește. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Amin. E precizie milimetrică. De la prima basculă de bastru până la deschiderea bisericii a durat 4 luni și jumătate și am intrat într-o casă de rugăciune nouă de 24 de metri,
de lungă pe 9, cu 8 lei, că Domnul are bani. Și să vă spun că n-am terminat-o cu datorii. De ce? Că Dumnezeul nostru are toate resursele. Am văzut minunile Dumnezeului vostru. Acel Dumnezeu la care voi vă rugați. E și Dumnezeul meu. N-avem alți Dumnezeu. E Dumnezeul care atunci când o striga Samson, Doamne, mi-e sete! Răspica stânga, se curga. Când nu este resurse, El, Dumnezeu, are căutări neîncepute. Vreau să vă povestesc o fază și mă uit la cea și mă duc așa mai repede un picuț. Veneau oameni prin comuna Șagu și întrebau, care-i Adi Micuța aici? Eu eram pe șantier, în bocanș, în salopetă. Și zic eu, păi nu pot să stau de vorbă, că stai de vorbă, că eu sunt. Omule, aud o voce când trec prin satul ăsta. Și îmi spune o voce, du-te și caută-l pe omul ăla. Dă-i bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și zice, am trecut odată și nu m-am oprit. Am trecut a două ori și nu m-am oprit. Și am plătit amenzi, dar vocea aia tot după mine. Omule, ia bani aia dacă e vocea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are oameni care au urechi. Eu n-am venit ca cerșetor aici, să știți. Eu am venit ca un emisar al Domnului. Am venit ca să vă povestesc minunile Domnului actuale. Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al poveștilor. E Dumnezeul prezentului din seara. S-a întâmplat că într-una din zile mai trebuiau 1000 de euro și eram așa un picuț că eu lucrez. De 10 ani mă duc în slujirea asta. N-am luat bani de la frați, frații nu-mi plătesc motorina, reparația la mașină, nimic. O singură soră care a avut niște reți în curte, odată m-a tăiat o rață și m-a dat. Și m-a fost rușine să zic că nu o iau, că sora e de mie romă, țigană, dar nu asta. Și am zis, mă, dacă eu nu iau de la ea, asta nu mai vine la adunare. Dar sora Ana, dacă ziceți ceva rău de fratele Adi, o să vă pară rău, vă spun de fac acum. Atâta de mult iubește lucrarea Domnului. Bravo. Și eu nu iau bani, să știți. Mă duc, Dumnezeu mi-a dat sănătate. Eu sunt un om care sunt făcut din bucăți. În anul 1990 am avut un accident și după luni de spitalizare, după luni de umblat în cârje, Dumnezeu m-a făcut așa cum mă vedeți. Că Dumnezeu are nevoie de noi, de oameni. Dumnezeu e pe oameni. Și într-o dimineață când meream spre serviciu cu camionul, numai odată îmi taie un BMW, îmi taie cale, am pus frână, s-o îmburda marfa, m-am dat jos la ăsta să-l binecuvânt. Și o zis, omule, a spus Domnul să-ți dau 1000 de euro. Stai Dumnezeu. După ce s-a terminat biserica, frații m-au zis, mă, la Firitiaz, o altă localitate, au nevoie de slujitor, ocupă-te și de biserica aceea. Am plecat la Firitiaz. O biserică făcută în 1939 de Alexa Popovici, frații Popovici care sunt frați baptiști, mai sunt prin America. Și biserica aia era o biserică dezafectată, o clădire dezafectată. Veneau la adunare un om, doi, trei, când erau cinci, era bucuros. Iarna, de multe ori am stat de vorbă cu doi oameni și altă dată prindeam femeia care făcea focul, vrea să plece acasă și de la ușă întorceam înapoi și stăteam la evanghelizare cu ea. Astăzi biserica din Firitiaz are în jur de 30 de membri, peste 15-20 de copii și ne bucurăm că Dumnezeu se va muta biserica asta de aici și fratele a arătat cu mâna unde se mută biserica. Și în casa asta se va muta o familie. Acum, ca unul care îl cunosc pe Domnul de copil, care l-am slujit pe Domnul, am zis, pentru ce să facem biserică? Pentru 5 oameni? Pentru ce? Dăm atâția bani? Și noi, oricum noi avem. Și zic către un frate într-o zi de acolo, hai să mergem prin sat, să găsim un loc ca să scăpăm de stresul minții astea, că totdeauna mintea de multe ori te minte, să știi, mintea nu te lasă să judeci. Și m-am dus în sat cu fratele respectiv și am găsit o grădină în centru. Și am zis, mă,
Dacă vorbi Duhul Sfânt, aici să fie casa Domnului. Amin. Să duce și vorbește cu proprietarul terenului. Bună ziua, vecină Mărioară. Nu vreți să ne vindeți nouă aici un picuț de teren? Nu vând nimic. Ăsta e terenul nostru, nu se vinde nimic. Pun frate Lucian, hai să merem acasă. Atât au fost, ne-am gătat treaba. Lăborul, călătorul, domnul. După câteva zile, ne cheamă femeia. Și zice, mai simteți interesat de grădina asta? Și am zis, da, mai suntem interesați. Și am făcut actele cu femeia. Prin harul Domnului ne-am apucat la construcție și vreau să vă spun, toată slava să fie a Domnului, să nu se vorbească de oameni în seara asta. În seara asta să se vorbească de Domnul. Și noi vorbim de un Dumnezeu care e Dumnezeul vostru. Noi nu vorbim de o poveste, frații mei. Noi vorbim de un Dumnezeu actual. Că asta s-a întâmplat acum 3 ani. Și când femeia asta a zis că ne dă locul, am construit biserica, primul botez care l-am avut, a fost a băiatului ei, la 38 ani. Băiatul ei s-a botezat, care nu din familie de, așa, de pocăriți, și după aia s-a botezat și ea. Domnul a adăugat oameni, Domnul a adăugat oameni și biserica se bucură astăzi de pace, dar ne-a vorbit Domnul și a zis, mergeți la Fisoc, în alt sat, unde nu este biserică pentecostală. Ne-am dus acolo la Fiscut, tot trimiși de Domnul, și am vrut să ne orientăm, să luăm o grădină, și până la urmă am cumpărat o grădină, și acum, în grădină, ce să faci? Să tai iarba pe mare, nu? Am montat un cort în grădină, și 2 ani de zile ne-am adunat în cort, acolo, în cort. Acolo este un sat cu copii mulți, și ei au programul lor și mergeam prin sat. În fiecare sâmbătă meream pe la oameni. Nu vrei să vii la cort, la noi. Vedeți, mă, de treaba voastră. Dar înainte de a face primul program în cort, la o seară de rugăciune la Fintează, că Dumnezeu e bun. Dumnezeul nostru e bun. Amin! Amin! Vine o femeie de vreo 60 și ceva de ani la adunare. Și Duhul Sfânt îi spune, femeie, intră pe ușa care ți s-o deschis, pe ușa mântuirii tale. N-are ea treabă cu pocăința. Am văzut-o pe femeia asta că tremură toată, se pune pe scaun, femeie mai mare, mai în vârstă. Și am zis, vecină, s-a întâmplat ceva? Cum? Ce s-a întâmplat? Și-a zis, azi noapte a venit la mine cineva din cer. Și-a zis, se va deschide o ușă înaintea ta și trebuie să intri pe ușa asta. Cuvântul prorociei a fost, femeie, intră pe ușa care s-a deschis. Mare Domnul. Și femeia asta a zis, eu mă botez și ca având în lucrare, mi-a dat Domnul primul rod din Fiscut. Primul rod din Fiscut. S-a botezat și membru în biserică. Și ce să vă spun, am avut stăruință zilele trecute și Domnul a botezat pe Domnul și se duce acasă și începe să se roage de țara. Fata ei a venit și a zis, nu știu ce-i cu mama. Tătă noaptea numai cântă și se roagă. O luat o razna. Și zic, nu ia, voi, ia-i bine. Și a zis, dar spuneți-i să ne lase să dormim. Da, dormiți. Stăm lângă ușă și ne auzim pe ea cum se roagă în pat cu mâinile sus și vorbește limboare. Nu o luat-o rău. Nu, nu, ia-i bine, voi vi se da, pentru că Dumnezeu tot ce face, face bine. Mă trezesc cu o femeie, acum vă spun de sora lui Victor. E o doamnă acolo și zice, de 2 luni de zile te trec pe aici, n-am fost niciodată la cort, la voi. Și eu am vrut să văd dacă mă pot pocăi. Să văd dacă mă pot pocăi. Și cred că mă pot pocăi. Și eu sunt în familie de păstori, tata meu a fost păstor, eu am fost pocăit, am plecat în lume. Și când a început să-mi povestească viața ei, ce să vă spun, multe lucruri le-am auzit, dar ca astea mai rar. Și vreau să vă spun, anul ăsta s-o botezat. Dar mi-a zis înainte de a o boteza, am zis, auzi, nu vrei să mă duci acasă la bărbatul tău, să stăm de vorbă cu el, să-l cunoaștem. Și într-o zi era acasă bărbatul ei, eu un vulcan de muiere, un vulcan,
Și când găsim acolo un om atât de la Baia Mare, mare, blând, ca unul tu să-l întinzi pe pită, pita lui Dumnezeu. Pace, frate Petri, el cu voce blândă, cu mână moale. Asta când este un jant de mână. Aleluia. Și s-a dus odată la birt el și-a luat un braț de aer. Și când a ieșit de la birt, s-a întâlnit cu un băiat de la noi de la biserică, ăsta a dat mașina înapoi și a zis, frate Petre, tu nu vrei să vii la adunare. O zis el după aia, aș fi vrut să se deschidă pământul și să nu mă întâlnesc cu Lucian, cu băiatul de la biserică. Am simțit că ceva în mine sunt transformat. Anul ăsta s-a botezat amândoi și ca bonus și ca binecuvântare pe el, pe el care nu are treabă cu pocăința, adică acum are, nu a avut treabă cu pocăința, Dumnezeu l-a pecetuit cu Duhul Sfânt. Am început lucrarea la fistut. Acum cortul trebuie să ne-l vindem că ne-am apucat să facem o fundație. Fundația e făcută. N-avem nicio datorie. Dar nici nu fac nicio problemă, să știți. Și dacă le-am spus și fraților de la Maranata. Eu cu fratele Mihai, când am plecat de acasă, el e fratele și prietenul nostru, când am plecat de acasă, ne-am luat bani. Mașina mea, am vrut să vin cu mașina mea și nu am mai vrut să mai mă duc. Eu am început să-și facă de cap. Eram într-o seară la o familie, la o discuție, acolo după 4 ore de discuție, am zis, numai să mă văd ieșit de aici, că și pe jos mă duc acasă, că nu mai rezist să mai stau de vorbă cu oamenii ăștia. Nu mai vreau nimic mașina. A început să se bâlge, să scoată fum. Bă, nu era, din 2010, dar bună, nu a fost. Și am zis, frate Mihai, hai să mergem în altfel, dacă frații mei ori chemați. Așa am venit aici, dar să știți, noi avem și bani de drum și înapoi. Și... Nu am venit ca și cercetori, am venit ca emisarii Domnului să vă spun că Dumnezeu are oameni. Aș putea să vă povestesc minunile Domnului, să vă spun până la miezul nopții cum Dumnezeu lucrează și azi. Cum Dumnezeu mântuie oameni, cum Dumnezeu iartă păcate, cum Dumnezeu se implică în fiecare familie. Au venit doi tineri la noi și au zis, fetița noastră nu scrie la școală, vorbește, numai chiță e. Și nu poate să o iei la școală. Am intrat în post cu toată biserica. I s-a făcut ungerea. Astăzi fetița e la școală bună. Recită psalmi în biserică. Cântă cântări spre slava Domnului. Cel care e fiu e prezent la vedeță. E Domnul care a poruncit în seara asta pentru toți. Care au fost legați de diavolul în temniță. Să iasă afară. Amin. Mi-am pregătit să predic și nu pot să predic. Așa am pățit și la Betes. Dar pentru că trebuie la Maranata, trebuie să ne ocupăm de cei care în seara aceasta vor să dea mână de pace. Aleluia! Fraților, eu nu vă vorbesc povești. Puteți să vă interesați de mine și v-am dat numele și tot. Stelui, copilul cu care am copilărit, e fratele cu care sunt frate, am rămas prieteni, n-am avut ieșiri în lume ca să plec, să vin, am rămas statornic lângă Domnul. Și vreau să vă spun, în seara asta, Domnul mi-a spus să ne rugăm pentru cei legați în temniță. Aleluia! Mi-am propus o altă predică și nu pot să o predic, că trebuie să ne rugăm. Aleluia! Doamne, Dumnezeule, te rog, numai de data aceasta. Rușinea te va ține în temniță pentru totdeauna. Samson n-a mai văzut cu ochii că erau scoși, că diavolul te leagă la ochi și te duce unde vrea el. Dar au zis tânărelului care l-a dus la uz, lasă-mă să mă razăm de strâmpii ăștia. Vreau să spun în seara asta, este un aici pe care te poți baza. Aleluia. Numele Lui e Iisus. Aleluia. Numele Lui e nume de Dumnezeu. Aleluia. E nume care numele Lui cad lanțurile la pământ. Nu lanțurile de aramă l-au făcut pe Samson tare, nu! L-au făcut că Dumnezeu a ascultat o ultimă rugăciune. A fost într-o biserică și Duhul Sfânt a zis, femeie, mai ai 8 zile, hotărăște-te, că dacă nu ți se va încheia viața pe pământ. Și a zis, n-are cum, spre tare. Dragul meu, la 8 zile,
era pur catafalc, că Dumnezeu nu greșește. Probabil v-ați așteptat în seara asta să fie o predică elevată. Altă dată, o predică. Seara asta trebuie să ne rugăm. Dar vreau să ne rugăm cum nu ne-am rugat altă dată. Vreau să ne rugăm cu sinceritate. Câtă vreme am tăcut, oasele mele au fost topite pe cuptorul diavolului să-l cinge și te frământă. Vreau în seara asta să mă rog pentru cineva. Nu știu de ce m-a pus Domnul așa. Că eu nu mă rog pentru alții, dar am un demn din partea Domnului să facem o rugăciune pentru cine vrea să fie eliberat în numele Domnului Iisus. Aleluia! Dar vreau să vin aici în față doar acela care crede că Dumnezeu are putere. Frate, Ioane, dați voi să ne rugăm. Nu vreau să trec peste programul dumneavoastră. Nu vreau să trec peste obiceiurile dumneavoastră. Dar nu vreau să trec peste șoapta Duhului Sfânt. Aleluia! Oricine fi seara asta aici, vreau să spun, cel care rupe lanțul de prezent aici, numele Lui e Liberator. Aleluia! Numele Lui e Iisus. Aleluia! Ranele Lui e vindecare. Aleluia! Sângele Lui are valoare. Aleluia! În anul 2022 am văzut oameni târâți de diavolul. Am văzut eliberări de demoni. Că sângele Lui are valoare. Amin! Vrei să beneficiezi de sângele Domnului? Aleluia! Aleluia! Vreau să întreb, și nu vă fie rușine. Rușinea vine de la diavolul. Dacă este cineva în mod special pentru care să ne rugăm, haideți ieșiți aici în față. Ieșiți aici în față că Domnul care e bun și îndiaține durerile Lui, Domnul vrea să facă minuni seara. Să nu priviți ca un spectacol, priviți-L pe Domnul. Să nu vorbiți de niciun om. Aleluia!